Acum un an de zile împreună cu dumneavoastră am dat drumul la podcast. Eu am fost primul? Primul ați fost. Primul. Și ați făcut multe, multe vizualizări pe toate platformele pe care le avem. Uite, mă bucur din suflet. Și am zis că la un an de zile... Un an s-a întâmplat? Un an. Pe 17 februarie anul trecut am dat drumul la primul podcast. Deci noi l-am filmat în ianuarie. Da, tot cam în, în vremea asta. Și mi s-a părut mai mult decât normal. La un an să ne revedem. Să ne revedem și să sărbătorim împreună. Că a fost de bun augur. Bă, Septim, eu sunt de acord să sărbătorim. Dar la noi, la români, știi cum se sărbătorește? E bine. Știi că la un moment dat, într-un spectacol de-al meu, că mi se pare chiar în asta de l-ai văzut cu valsurile, vorbeam despre ce înseamnă tradiție și păstrarea tradiției, cât de importante, chiar dacă suntem în această mare Uniune Europeană. Într-o globalizare. Bă, e bine ca fiecare țară să-și păstreze, și mi se pare că nu e nimeni împotrivă. Nu. Să-și păstreze tradițiile, obiceiurile, numai că, știi tu, se mai găsesc pe la noi din când în când, din cei care vor să sară mai mult decât au capacitatea de a sări și vor să iasă în față, știi? Și atunci, dar de ce să... Adică noi să fim așa, mai europeni decât europenii, așa e frumos, adică iată cine suntem noi. Mai catolici decât papa. E adevărat. Și atunci s-a dus chestia asta, știi, că să mai renunțăm și la obiceiurile astea ale noastre, că ne duc ușor spre barbari, știi, adică chiar așa, să nu fim de râsul lumii, să fim mai europeni, așa, mai occidentali, mai... Trăim în Dobrogea, noi trăim aici, tradițiile se țin. Da, asta este și oamenii țin foarte mult la tradiții. Nu mai vreau să spun că eu sunt absolut încântat și am discutat de multe ori cu mulți oameni, apropo de toleranța, ceea ce înseamnă toleranța etnică la noi, la români. Știi că mai sunt deștea care zic, bagă bățul prin gard, cum s-ar spune. Și atunci am spus, doamne, duceți-vă în Dobrogea, unde întâlniți toate etniile, nu-ți vine să crezi și aici, și niciun fel de problemă. Acolo nu e niciun fel de problemă. Pentru mine, zilele din, veneam în august, când se sărbătoresc așa, de-mi plăcea, de nebuneam pe stadion, era, tătarii sărbătoreau luptele lor alea. Da, luptele tătărești. Luptele, da, tătărești. Da. Era o încântare, adică era, mâncam șuberecul ăla de oaie adevărat, nu... Și-a urmat cu de toate, nu mă șubere cu adevărat. Mergi în satele unde comunitatea e puternică, comunitatea tătară e puternică și vezi și ai posibilitatea să mănânci șuberecul ăla adevărat. Păi nu, da, ăla, da. Ăla care e micuț, care e... Da, mă, și care are gustul ăla. Da. A, bine, am văzut la un moment dat, am găsit la București, nu știu ce chestie de asta, și era o chiftea rotundă, tare băgată în niște cocă. Și am spus, alo, a doamnă, nu sunt stătăroică cum nu sunt eu greco-catolic, știi? Ce ați făcut în acest an? Că în august ne-am văzut puțin. E adevărat. Uite, aș avea o idee apropo de asta. Dumnezeu, eu cred că ar trebui oamenii politici, parlamentarii, miniștri, președintele țării, o dată pe an, să apară și să dea seama. Adică să spună, eu anul ăsta am făcut asta, cu creionul pe hârtie, înțelegi? Bifat, în direct cu spectatorii, în direct cu telespectatorii. Adică să spună, domnule, asta am realizat în acest an. Credeți că s-a uitat cineva? Da. Cine am? Nu, cred că s-a uitat foarte multă lume, nu de altceva, probabil că ar avea și haz toată povestea, că mulți ar minți și ar intra într-un dialog cu publicul și zice, bă, spiritul cel mai frumos românesc, bă, de ce minți că n-ai făcut asta? Înțelegi? Dar ar fi foarte bine, știi? Chiar așa, o emisiune, din punctul meu de vedere, așa aș face o emisiune, să dăm seama. Uite, eu acum în fața domnului tale, vin și dau seama. Anul ăsta, care a trecut, de fapt așa și fac. În fiecare an fac două spectacole, două premiere. Unul primăvara, unul toamna. Da. Așa cum ai văzut anul trecut, am făcut prima parte, a doua parte din ciclul pe care eu l-am numit spectacole liniștitoare. Da? Tangourile, istoria tangourii și valsurile mele. Cel puțin la Constanța, sala a fost arhiplină.
Îmi pare rău să spun, dar nu numai la Constanța. În toată țara, spectacolele mele sunt... Știu. Da, absolut. Știu. Am prieteni care mă sună. Nu poți să vorbești cu maestru să... Da. Adică tot așa cu relații și astăzi. Intrați pe bilete.ro? Da. E bine, am făcut deci anul ăsta două spectacole și l-am pregătit pe al treilea. Deci eu... Avem o surpriză în primăvară. În primăvară, da. Vezi, eu am făcut spectacole dedicate poeților. Cândva, probabil, așa cu puțin infatuat, a zice, și fără lipsă de modestie, am zis că, bine, m-am enervat la un moment dat, și nu e cazul să mă enervez, dar mai din când în când mai înțeleg și mie țandăra, că sunt român totuși. Și am spus, nu vă supărați, dar am fermat convingere că după ce o să mai treacă un timp și eu nu o să mai apar pe scenă, că o să am eleganța, când îi vedea că nu mai sunt în capacitatea mea fizică de a comunica în forță ce am de comunicat, nu o să mai ies pe scenă să mă fac de râs în fața spectatorilor, să vin cu benzi înregistrate, să mă fac, eu știu, dat de buze și lumea să crede că eu cânt de adevărat. Alea nu. N-am făcut playback niciodată și nici n-am să fac. E bine, când nu o să mai ies pe scenă, nu o să am ce fac. Eu dau de mult la cărți, am descris mult. Uitați-vă la mine, o să se scrie teze de doctorat despre ce am încercat să fac eu în cultura română și copiii voștri o să învețe despre mine. Ascultați-mă ce vă spun. O să ziceți... Nu e lucru rău să învețe despre... Păi nu. Dar personalitatea dumneavoastră. Păi eu nu știu ce se va întâmpla cu învățământul românesc pentru mai târziu. Habar n-am. Dar vreau să spun asta, faptul că n-am programul meu, a fost un program cultural real. Da, așa pe este. Care eu chiar l-am dus și îl duc în continuare la bun sfârșit. Dacă am plecat pe ideea de la început de a promova poezia română prin cântec și prin recitare în spectacolele mele, după am simțit nevoia să mă grupez, adică să fac practic un program cultural, să fac un lucru adevărat. Și atunci am spus așa, hai să pornim cu ce mă doare cel mai tare, cântecul popular românesc, da? Folclorul. Atunci am reluat în perioada în care cântecul popular românesc e vai de mama lui cum e la ora actuală, că practic nu prea mai e, înțelegi? Dar a studiat și foarte mult cântecul popular românesc. 3 ani de zile am fost detașat la Institutul de Folclor, unde am fost, unde am aprofundat. Scufundat. Rău de tot. Scufundat. Începând de la primele imprimări ale lui domnului Brăiuloiu și tot ce acolo este, începând de la domnul Popa, Mzulescu, Tiber Alexandru, doamna Comișel, mari folcloriști de acestei țări. Am studiat, știu ce vorbesc când vorbesc despre folclor. Și atunci am făcut 4 spectacole cu un tarat tradițional, ca să nu se piardă cântecele ale adevărate. Ele sunt acolo, înțelegi? Mai târziu copiii ăștia care se vor fi săturat de rap și de astea. YouTube, le găsim. Da, ia să vedem noi, uite ce a făcut tataie. Asta, uite ce frumos sună asta, uite ce cuvinte erau pe vremea aia, uite ce simplitate melodică era, uite câtă varietate extraordinară era. Cât de profund e mesajul în cuvinte simple. Uite ce frumoase. Și atunci va fi bine. După aia, am făcut, dacă fac folclorul, hai să fac și muzica interbelică. Interbelică, perioada interbelică, fiind o perioadă foarte importantă din istoria civilizației și culturii și nu numai a acestei țări. A fost după primul război mondial, cum bine știi, o explozie o creștere din toate punctele de vedere, și economic și mai ales spiritual. Mai ales spiritual. E bine, am făcut muzica acelor perioade. Ce se cânta în perioada interbelică? 4 spectacole. Imprimate și ale. Am făcut ciclul anotimpurile poeziei române, primăvară, vară, toamnă, iarnă, cu orchestră simfonică și cor academic, Orchestra Națională Radio, Corul Radio sau Madrigalul, 2 și 2, da? Și pe urmă am făcut spectacole cât pentru câte un poet. Și poeții pe care i-am ales au fost Alexandru Macedonski, da. Grigore Vieru, Adrian Păunescu, Marin Sorescu, poezia necunoscută, neștiută a domnului Caragiale. Și iată, acum că am ajuns aici, am ajuns... Mi-a fost teamă să mă apropii de el. Știu.
Da, mi-a fost teamă să mă apropii de el. Am și fost certat la un dat că am făcut această afirmație, că am spus că e cel mai mare poet de limbă română. Lăsându-l la o parte, am continuat așa, am spus, dar mulți n-au mai vrut să asculte. Lăsându-l la o parte pe Eminescu, care e din altă galaxie, nu trebuie judecat pe mintea noastră, cel mai mare poet român se cheamă Tudor Arghezi. Și am ajuns la Arghezi. Și iată spectacolul care va avea loc la începutul lunii martie. Deja am stabilit repetițiile, ca să vedem seama cât de serios pot să fiu. Deja, eu știu spectacolul, domnul Marius Hristescu urmează să orchestreze, să lucreze. Mai am unele mici modificări, cum să spun, dacă mi se par, dacă o să fie unele lungimi. Asta nu îmi dau seama decât după ce aud și orchestra. Dacă o să mi se pare că undeva e lung, există o vorbă în teatru foarte frumoasă. Ce se taie, nu se fluieră. Înțelegi? Și atunci, mai bine nu. E bine, și se încheie cu Arghezi și ciclu poeții români. Am făcut la o parte de peste astea și acele spectacole care au avut la un moment dat, au făcut oarăși care vâlvă așa, au deranjat pe câțiva, cu degeaba, făcut el cu orchestră. Probabil nu anul ăsta, pentru că... Anul viitor. Vezile au fost făcute ciclic, adică am făcut întâi 3 spectacole degeaba din 5-5 ani. Din 5-5 ani. Anul viitor e și un an electoral foarte important. De tocmai de aia n-aș vrea să fac un spectacol degeaba, că s-ar interpreta. Adică eu cred cine? Că nu, merită să-l faceți tocmai în acest an, că e savuros. Nu vreau să deranjez, și așa am deranjat cu acel spectacol și nu... De fapt, el n-a fost foarte bine înțeles. Bine, a fost foarte bine înțeles. Da. Nu, dar cei care s-au inflamat atunci s-au luat, cum să spun, aiurea. Nici n-au văzut tot spectacolul, pentru că un om normal la cap ar fi văzut că prima parte a spectacolului era un omagiu adus clar celor care au murit ca eu să pot să fac acest spectacol și noi să-l ascultăm în liniște, fără spaima că e securitatea și înăsaltă la ieșire. Una la mână, doi la mână, când am spus degeaba, era disperarea unei generații care a sperat că lucrurile vor merge din ce în ce mai bine. Și cu altă viteză. Și era cu semn de întrebare. Degeaba, adică noi ce facem în sensul ăsta? Puneam această întrebare. Bine, nu contează. Până atunci însă vom avea de făcut, vezi tu că aici înseamnă la mine profesionalismul la cea mai ridicată treaptă. Faptul că eu totdeauna sunt cu două spectacole înainte, gata. De pildă, acum am pe Arghezi, deja este aproape gata spectacolul din toamnă. Din toamna lui 23, înțelegi? E aproape gata. Câțiva prieteni care știu că ne cunoaște, ce face? Zic că își pregătește spectacolul din toamnă. Cum, în iarnă? Păi dacă nu vrei să-l pregătească în vară? Da, și facem spectacolul cu romanțele în toamnă, care avea ușor de busolant ăsta. Pentru că romanța la noi, vezi tu... A fost un festival. Nu, este în continuare. I-a rămas în continuare? Sigur, Crizantema de Aur. Crizantema da. De Aur. No, un festival bunicul respectat. Bunicul meu a fost unul dintre cei care a înființat Crizantema de Aur. Era în Târgoviște să ținea. Se ține și acum. Se ține și acum, da. Bunicul meu a fost unul dintre cei care... Dar nu se poate să nu-l fi cunoscut, pentru că eu am fost... Cuza Drăghici. Nu se poate, da, categoric. Știu, pentru că eu am fost... Cuza Drăghici. Eu am fost la primele de când s-a înființat. Cuza Drăghici. El s-a ocupat de spectacol. Dom'le, și era foarte, foarte pasionat de eveniment. Hai să spun, Pau, eu eram mic și romanț. Nu, mai târziu. Au avut farmecul lor. Vezi tu, am mai explicat, generația de astăzi nu mai suportă romanța de atunci. Pentru că nu, eu știu, textul e interesant, muzica e frumoasă. Modalitatea însă de a cânta e desuetă, nu mai e contemporană cu ritmul interior al acestei generații. Și atunci va fi un șoc, probabil, pentru că în spectacolul meu de romanțe va apărea chitara electrică. Ho-ho. Ce părere ai? Extraordinar. Va suna... Hai să vedem. Da, absolut va suna fascinant. Va suna... E altceva. Da, cu tot altceva. Va fi cu tot altceva. O reinterpretare a stilului... Da. Admirabil. Așa cum... Vezi cum e balada rock? La noi n-am avut ideea, nici nu există romanță
americanii n-au termen, știi? Nu, n-au. Și atunci... Ies cu baladele. Cam asta e. Da. Cam asta ar însemna romanță și la noi. Numai că noi avem și varianta baladă. E, balada americană are nimic n-are comun cu Toma Limoș, înțelegi? Asta vreau să zic. Deci va fi un spectacol care va incita și va șoca mai mult ca singur. Asta e un lucru bun. Da, sigur că da, sigur. Multă lume va fi de acord, multă lume nu va fi de acord. Dar controversa nu era. Nu, bineînțeles. Adică eu nu cred că face spectacolul ca toată lumea să fie de acord. Nu, Doamne ferește. Nu, eu fac, îmi fac datoria față de crezul meu artistic și ce cred că pot să fac mai bine și mai interesant. Care este crezul dumneavoastră artistic? Doamne, să nu faci niciodată un lucru de care să-ți fie rușine, doi la mână, să rămâi în limitele bunului simț, să recunoști când ai ocazia, că ai greșit, să faci pasul înapoi și să retușezi. Crezul meu artistic e tendința spre mai bine de fiecare dată. Autodepășirea în performanță. Faptul că mă scol dimineața la 6:30 și zilnic am un program de antrenament fizic. Faptul că nu trece zi să nu fac studii vocale. Faptul că nu trece zi să nu citesc o poezie ca să-mi rămână proaspătă în memorie și antrenament de memorie și mai altceva. Pentru un creator, pentru un artist, pentru un actor în special, trebuie să ai o anume mobilitate interioară, să poți juca cu sentimentele tale, lejer, în primul rând. Ori această mobilitate trebuie antrenată și ea. Cum se antrenează asta? Nu mai avem timp să citim romane fluvii. Nu te apuci acum să citești pe Domnul Liniștit, n-ai cum, adică nu mai e vreme, bate repede, altfel e ritmul. Dar o, măcar așa le spun mereu la tine, dă-mi măcar o poezie, una, seara, știi? Să o citești așa, pentru liniștea ta. Doar nu liniștit. Nu să o fușerești. Nu, să o citești. Să citești și să încerci să înțelegi despre ce e vorba acolo, înțelegi? Atunci îți vei păstra o anume stare emoțională capabilă atunci când vine un regizor și își cere să faci ceva. Să fii receptiv. Capabil, da. Să fii receptiv. Tu poți să fii, da, să poți să faci ce îți cere. Poți să spui, știi, să fii receptiv dacă nu ești capabil să execuți. Nu e bine. A fost, din câte știu eu, s-ar putea să greșesc, cel mai tânăr actor. Absolvent. Absolvent. Al Institutului de Teatru. 21 de ani. Neîmpliniți. Neîmpliniți. Da. Cum a fost? E interesant, așa. Faptul că m-au dus la școală la 6 ani, faptul că am făcut 11 clase, că așa se făcea pe vremea aceea, și faptul că, de pildă, am avut marea bucurie să mi se serveze majorat un an, o doi de facultate. Frumos! Frumos, frumos, da. Frumos. Și cum priveți... Eu la un moment dat am fost... De ce vă întreb? Eu la un moment dat am fost cel mai tânăr manager de spital din România. Păi atunci de ce mă întreb? Că știi cum e. Vreau să văd dacă e la fel. E absolut la fel. Deci era fantastic. Eram, toată ziua eram în spital. Nu, altceva nu visam decât să fac lucruri. Nu, la mine n-a fost chiar așa. Vreau că eu am terminat pe diploma mea de absolvire, e 10. Eu am terminat cu 10 facultate. Și... Când am venit la Craiova, erau două regizoare acolo care săracele nu m-au văzut pe mine. Deși din spectacole pe care le făceam la Cassandra, veneau critici de teatru serios și scriau, făceau la viitori actori. Noi eram, urma să plecăm în teatru. Și Traian Șelmaru, un mare critic de teatru pe vremea, a spus, apare o stea, urmăriți-l, înțelegi? Beligan, da, de altfel Beligan mi-a și spus, el atunci la mine, dragă tu, am senzația că tu vei fi poate cel mai interesant, le stahov, în tinerețele mele, în jucată, tu vei fi un comic, vei fi un actor de care era nevoie, Molière, dragă, e nevoie de asemenea. Op. M-a iubit foarte tare Beligan. E bine, un fenomen, Beligan. Da. Un fenomen. Da, un mare intelectual, în primul rând. Fenomen. Un mare intelectual. Dom'le, și am terminat institutul, am spus așa, magna cum gloria. Și am ajuns la Craiova. Dar la Craiova, puteți seama, eu aveam 20 de ani, 21, făcusem deja, începuse stagiunea, 21 de ani. Aveam 1,81 m înălțime. Și aveam
o grămadă de păr în cap. Plete? Nu, nu, că n-aveam voie. Nu? La perioada care nu prea plete. Nu, dar aveam păr mult și regizoarele mele nu prea vedeau. Subțirele, așa, aveam 60 de kg, adică nici la armată nu m-au luat, că n-aveam greutate. Și am zis, bă, ce să fac? Nu mă, nu mă distribuie eu. Jucam așa rolișoare de asta, mititelul, duceam o tavă, intram. Am zis, stai așa, că trebuie să fac, să le arăt totuși, că eu am niște calități de actor, adică nu am terminat cum am terminat institutul de teatru. Degeaba, eu sunt... Da. Și atunci a venit această nebunie totală și am zis, ia să fac un spectacol de poezie, să recit, că mie plăcându-mi foarte tare poezia. Și asta și m-am gândit, să fac un spectacol de poezie, ce să... N-aveam nici vocea lui Vraca, nici fizicul lui Septimius Sever, adică erau taloanele unui profesor de-a nostru, spunea. Eram, eu am fost în promoție cu Florian, cu Moțu Piti și cu Dan Nunță, cu o mulțime de actori excepționali. Și îl aveam pe Papa Hirș, îl chema, cu care făceam sport, mă rog, mai multe făceam. Și așa zicea, bă, vorbea cu fratele, dezertori de sicrie sunteți, bă, bă, să vă văd acolo bărbat, ca Septimius Sever, bă, zdrave, bă, niște dezertori de sicrie. Bă, și eu așa arătam, nu râde, așa arătam, ca un dezertor, îți dai seama. Și săracele, femeile alea, bă, aveau și de ce să nu mă distribuie. Și am zis că, bă, să... Și nebunia de pe lume, știi ce am apucat? Am zis, ia să încerc eu să readuc poezia la forma ei primară, poezia cântec. Și am început să ascult muzica interioară a poeziilor pe care le iubeam. Și iată așa s-a născut Menestrelul. Aveam secretar literar la Teatrul Național din Craiova pe I. de Sârbu. O mare capacitate, un mare intelectual. Și el a fost nașul, el mi-a dat titlul primului afiș. Menestrel la curțile dorului, 1969. Premiu întâi în cel mai spectacolul în festivalul de teatru pentru cel mai bun recital prezentat în festival. Așa a început dubla mea carieră. Da. După aceea, toți regizorii care știau, văzuseră ce sunt capabili într-un spectacol ca ăla unde eram interesant de tot, au zis, ăsta are disponibilități de actor serios. Și am început să joc rolurile. Asta întâmplându-se pe la 20 și... Pe 24-25 de ani. 25 de ani. Pentru că în 69, am terminat, deci în 64, în 66, pardon, în 66 am terminat și în 69 am ieșit cu spectacolul Menestrel la curțile dorului premier. În 71-72 am început deja să joc rolul serios în teatru din Craiova. Și după Craiova? Păi acolo am și rămas. Nu m-am... N-ați plecat? Nicăieri. Am fost solicitat, am avut de pildă unul dintre marile mele realizări actoricești, a fost piesa lui Marin Sorescu, A treia țeapă, unde jucam în același an, Vlad Dracu jucam, în același an, la Municipal jucare Benciuc, la Național jucam Zapelea și eu la Craiova. Și eu am luat premiul național pentru cea mai bună interpretare în concurență cu cei doi mari actori. Adică... Concurență puternică? Serios? Da. Adică am diplomele pe acasă, pe acolo, Cred că povestea e mai interesantă decât diploma. Da, păi asta vreau să spun. Dacă mi-ar fi dat așa câte 10 lei de fiecare diplomă pe care o am, eram un tip cu bani. În cariera dumneavoastră profesională și poate și în viață, de ce v-a fost cel mai frică? De amorțire, de stagnare, de lâncezeală, de monotonie. Tot timpul am simțit nevoia să sparg,
tot timpul am simțit nevoie. Sunt în concurență cu dumneavoastră. Da. Cu nimeni altcineva. În luptă permanentă cu mine. Asta sunt rolurile pe care le-am făcut. Am avut și aici probleme. De pildă, am jucat în Dale Carnavalului Catindatul regelui Moisescu. Catindatul, toată lumea știe, jucat excepțional de toți actorii care l-au jucat. Nu, Tomi, el l-a jucat altfel. Eu n-am mai jucat Caragel, eu jucam Blaga acolo. Adică, pornind de la ideea... Ați îmbinat. Nu, era foarte interesant. Știi că plecasem de la... Mă rog, regizorul m-a dus către... A văzut cam unde pot eu desfășura cel mai bine și pe linia asta m-a dus. Pornind de la ideea, știi, aveam nevoie de argumente, de ce se joacă așa. Și am pornit de la ideea, bă, care e lumea lui Caragiale? Ce analizează Caragiale? Lumea lui. De ce nu mi-a plăcut de mie, de pildă mie, nu mi-a plăcut filmul Pintilie, de ce trag clopotele mitică, făcut după Dale Carnaval? Pentru că nu era lumea lui Caragiale. Acolo era lumea de Mahala. Ori nu, și cum, nu, lumea lui Caragiale nu era aia. E bine, și eu am pornit așa, care e lumea lui Caragiale? Dom'le, pe acest pământ binecuvântat de Dumnezeu, înainte, peste cei statorniciți aici, așezați aici, au venit popoarele barbare, da? Noi mai adevărați dintre ei s-au retras pe vârfuri, sus, munți, înțelegi? Și după ce au plecat, au coborât. Și dacii au stat așa, jos. Au venit romanii, noi mai daci dintre ei, s-au ridicat pe vârfuri, s-au dus sus acolo. Pe urmă au coborât și s-au făcut românii, înțelegi? Pe urmă au venit tot felul de... Au venit turcii, ei mai români, s-au dus sus, înțelegi? Pe urmă au venit rușii, nu au mai putut să ducă sus, că i-au băgat în pământ pe aia care vreau să ducă sus, înțelegi? I-au băgat în jos. Tragic. Caragiale analizează lumea lor care s-a amestecat, care s-au amestecat cu toții. Nu vârfurile? Nu. Nici pe de jos, aia care s-au amestecat. Asta e lumea lui Caragiale, înțelegi? Oamenii parveniți. Da, și Catindatul făceam în mintea mea, ăsta ar fi vrut tot timpul să urce și el. Să urce și el sus, pe vârfuri. Dom'le, dar tot timpul l-au tras de picioare, adică și el a avut, ca fond, el voia să fie acolo, sus. Dar n-a apucat, a rămas aici, în cloaca asta, în lumea asta, știi? Și de asta, autozvânire. Da, vezi, și de asta eu îl jucam cu o anume disperare. Pornind și de la ideea că două personaje în toate piesele lui Caragiale au dureri. Ion în Năpasta și Catindatul. Îl doare măseaua. La mine ideea de durere de măseaua nu era măseaua asta. Eu când spuneam, îi spuneam la ce, vine nenea Iancu. Eu când ziceam, vine nenea Iancu, se cutremura sala, pentru că pentru mine, în mintea mea, veneau rușii la Praga, înțelegi? Când spuneam, vine nenea Iancu, bă, tata, adică intrau tancurile. Eu asta vedeam, înțelegi? Vorbele erau astea. Dar eu simțeam altceva. Și lumea simțea asta. Și transmiteați altceva? Pe categorică, da. Cine n-a fost la spectacolul dumneavoastră nu știe atmosfera și ce simți, ce percepi. Da. Eu sunt unul dintre cei care a avut norocul să participe la câteva spectacole. Și discutând cu oameni care despre dumneavoastră, care nu vă cunosc decât prin intermediul televiziunii sau... Nu, e altceva. E cu totul și cu totul altceva. Sigur. Unul dintre oamenii care v-a redescoperit sau v-a descoperit, nu v-a redescoperit, e tatăl meu. Discutând cu el despre dumneavoastră. Și am înțeles de la el că, de fapt, ceea ce astăzi nu se întâmplă, și pot să vă spun că nu se întâmplă, că m-am uitat pe, înainte să facem podcastul, m-am uitat un pic pe vizualizări. Dumneavoastră aveți un public foarte interesant. Aveți un public din cele aproximativ 9 milioane de vizualizări pe care le-ați făcut pe toate platformele pe care le am. Dumneavoastră aveți un public extrem, extrem de interesant. Aveți un public cantonat între 25 și 55 de ani, foarte puternic, aproape 5 milioane de vizualizări acolo. Mm-hmm. Și extrem de interesant pentru mine, dumneavoastră, pe dumneavoastră vă descoperă tinerii până în 24 de ani.
mai numărăm aproape 2 milioane de vizualizări acolo, pe o platformă extrem de, unde publicul peste 24 de ani nu se regăsește acolo. Vorbesc de TikTok. Da. Deci, pentru mine, când vizualizările, cum le numeri? E fiecare... Da. Și te uiți, vizualizările, da. și adun. Da. Și când am văzut că aproape 7 milioane de vizualizări între de la publicul foarte tânăr până la publicul matur, asta înseamnă că acești oameni v-au redescoperit. Păi da. Da. Și pentru mine a fost îmbucurător și în același timp mi-a dat speranță pentru că se poate. Vezi tu, Septimiu. Adică toată experiența dumneavoastră de viață, modul de abordare a spectacolului, fenomenul Tudor Gheorghe, care are o carieră de foarte multe. De 50 de ani. 50 de ani. Așezată carieră. Ați trecut prin toate aspectele meseriei. Da, e adevărat. Ați văzut mult. 7 milioane de vizualizări în zona asta a publicului tânăr și a publicului matur și matur, dar în forță. Da, da, da. Pentru mine e o speranță mare. Da, da, și pentru mine. Vreau să spun că deja și eu sunt nu uimit, că mă așteptam la asta, dar liniștit din punctul ăsta de vedere, constatând eu, văzând în sală publicul. Am văzut cum reacționează publicul, da, la mesajele dumneavoastră. Da, 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 sigur că da. La ultimul spectacol ați făcut, la fiecare spectacol dumneavoastră aveți și momentele de umor sau de umor, da, fin. Există, păi da, n-am cum. Trebuie să recunosc că am venit la spectacolul la dumneavoastră și m-am așezat în sală. Vă mulțumesc pentru locul pe care... Și am intrat în sală și la un moment dat să face liniște în sală. Constanța este frumos. A, da, mi-aduc eu aminte. Nu, atunci așa mi-a venit. Vezi, pentru că eu veneam de la Mamaia, veneam, stăteam la Mamaia și veneam au la sală. Au trecut toate emoțiile, zic, să vezi ce-mi face acum. Și am trecut de la așa și am venit prin oraș, înțelegi? Am străbătut aproape Constanța până în centru. Și ceea ce era formidabil era că arăta superb Constanța cu luminile care au fost făcute, cu arăta bine, cum să spun. Diferența era că pe sus era superb, dar erau tot un șantier, pe jos te călcai și se lucrează mult. Eu nu propun că e un șantier. Da, da, sigur că da, n-am zis nimic, de-aia am și spus, când te uiți sus e frumos, Constanța în jos e mai rău. Mai mulți prieteni au aflat că facem podcastul, că am discutat cu ei și m-au rugat să vă adresez câteva întrebări. Să vedem ce prieteni ai. Una din întrebări, le-am aici, o să le deschid, una din întrebări pe care mi-aduc acum aminte fără să mă uit în telefon. Cine m-a întrebat, mi-a spus melodia favorită, din perspectiva ei, este Nebunii Salcâni. Și întrebarea e așa, de ce au nebunit Salcâni? Eu îți răspund așa, ocolind puțin. De ce e melodia favorită? Pentru că ea a fost, nu, a mea nu. Eu n-am melodie favorită, ale mele toate sunt la fel, nu mă interesează. Ea a prins mai mult la spectatori, pentru că a fost întâmplător, asta a mai fost și difuzată. Înțelegi? Și este o chestie că dacă o auzi de 4-5 ori, îți intră în cap. Dacă nu auzi deloc, poate să... Am cântece superbe, dar dacă nu le auzi decât o dată, le auzi... Nu mai ții minte. De multe ori, mergând în județ cu colegii, un politic nu s-a schimbat mult. Adică trebuie să mergi din localitate în localitate, să ții contact cu oamenii, să ții pulsul de la... Bine, când ești politician, adevărat. Sunt și alții care nu. Nu peste tot se ascultă radiourile cunoscute. Se ascultă și se prindem Radio România, Radio Constanța și sunt melodiile dumneavoastră acolo. La Radio România, nu. Eu am auzit. Întâmplător. 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 Eu am auzit, adică... Cine știe, din greșeală. Păi, fi nimerit al post, dar mă rog, nu contează. Probabil că DJ-ul a greșit. Da, probabil. Probabil că l-au concediat? Nu. Bun, mă mai întreabă cineva și mi-am notat aici. Mă întreabă un profesor.
sau de fapt m-a rugat un profesor să vă adresez întrebarea asta, nu mă întreabă pe mine. Ce ați dorit să... Care e moștenirea pe care o lăsați? Uș, vezi, exact ce am început noi discuția din seara asta. Adică faptul că eu am gândit un program cultural serios, lasă în urma mea, cum să spun, o zestre foarte, foarte adevărată. O zestre, cum să spun, cât se poate de aproape palpabilă, de rafinament intelectual și cultural. Am păstrat, cum să spun, valorile esențiale ale spiritului românesc, de la folclor, la divertisment, până la poezia profundă. Adică asta este, cum să spun, ce am reușit să fac eu și să las în urma mea. Sunt peste 30 de discuri vor fi, care vor fi acolo, fiecare când va avea nevoie de o anume stare, pune și ascultă și își dă seama. Că dacă o să fie o toamnă frumoasă, îți ia-n-o timpurile și spui toamna și gata, te-ai dus deja, ești cu mine acolo. Dacă ești la o petrecere și bei un pahar de vin, îți pui un taraf, nene, și asculți muzica populară adevărată, sau pui Mahala Mon Amour, că am uitat să spun și de asta, că era nedrept dacă nu făceam și muzica Mahalalei și am făcut un spectacol absolut extraordinar. Ferentariu se regăsește acolo? Poftim? Ferentariu se regăsește. O, sigur că da, se găsește totul, adică muzica de acolo, muzica Mahalalelor, pe care am ridicat-o la nivel de fado. Adică ea e superbă, dar și eu fac o demonstrație extraordinară acolo, sunt un dublu album și acolo. Și uite, să, dacă l-am acasă, ți-l aduc data viitoare, să nu uit, pentru că merită să-l asculți, că ăla este chiar o splendoare de disc. Și explicam de ce. Spuneam, noi, muzica asta este a noastră, este foarte frumoasă. Cum a apărut ea, de ce a apărut așa? Și am explicat. Ea păcătuiește prin vulgarizare emisia profesioniștilor genului. Faptul că ei, și eu cântam și le explicam, ah, ce durmiste de tine, adică nu mai erau alea, știi? Puișorul meu iubite, adică făcute cu vulgarizare de emisie vocală. În clipa în care, ah, ce durmiste de tine, se schimba totul, devenea dramatică toată povestea. Înțelegi? Și asta a fost chestia fundamentală. Toate cântecele astea de Mahala, pe care le cântau extraordinar, în stilul caracteristic, de la Frămiță, la... Bă, cum să spun, Romica Puceanu, Gabi Luncă, Dona Siminică, Dumnezei muzice de Mahala, adică aia, pe care... Și eu întâmplător i-am cunoscut pe toți. Dona Siminică era, m-am întâlnit cu el la Elite Record și îmi spunea, maestre, tatăl meu cânta ca dumneavoastră, adică lăutar adevărat. El descoperise stilul ăsta absolut unicat, absolut fabulos era. Am venit la mare, mai știu unde cânta la Eforie sau la Mamaia, mai țin minte, deși m-am dus la restaurantul de cânta el. Bă, nenic, nu mișca nimeni, mă, în sală când cânta asta. Nici chienerii veneau pe vârful picioarelor așa și aduceau. Erau, a fost o perioadă de... au fost minunați, minunați. Ultimul dintre ei, dar nu, departe de... Neluțu Ploieștean, Dumnezeu să-l ierte și pe ăsta. Cu el am avut ultimele întâlniri, așa mai. Adică mă întâlneam cu el, cu Ștefan, cu Iordache, care... cu el, cu Nea Gigi Dinică. Ei, practic, l-au lansat. Cânta la Șarpele Roșu în București, acolo. Și el mai rămăsese încă boierul de cântec, de Mahala, înțelegi? Foarte interesant ca personaj, așa. De departe din punct de vedere artistic, departe de zii ăștia de care spuneam, de Fărămință, de Dona, de împărăteasa aia, fai de capul meu, mi-aduc aminte, am întâlnit-o în America. Și m-am dus la ea, cum să spun, să o iau în brațe și ea zice, hai grijă să nu strici boclele, ești făcut să părul. Geniale, a fost o perioadă, au fost niște mari. Dar apropo de Mahala, că uite, am ajuns să discutăm asta. Deci am încercat și varianta asta, am încercat asta las eu ca moștenire, adică
poezia, cântecul popular în toate părțile lui. Dacă cineva vrea să asculte, dacă cineva este interesat, are unde să ducă. Are toate stările posibile. De la exuberanța primăvărate, și atunci ei au nebunit să alcâmii, până la nostalgia toamnei, până la colindele. Până depinde. La ler. Da, da. Ler. Da. E colindul meu favorit. Ler. Da. Vezi, multă lume, și mai au un lucru extraordinar. Știam un sentiment de mare satisfacție, de pildă că vin colindătorii, cum veneau odată lerui ler și îl cântă. Știi, în diverse variante, acum pe YouTube îl cântă, ba preoții, ba copii, ba toată lumea cântă. Nimeni nu spune că eu l-am scris și ca versuri și ca muzică, înțelegi? Păi de-aia am întrebat. Da, vreau să spun că mă bucur că am intrat în folclor. Nici nu mai contează asta. Înțelegi? L-ascult și zic că parcă nici nu e al meu. Îl cântă alții. Cred că e un sentiment foarte plăcut să stai în canapea sau în fotoliu sau la masă, la birou și să asculți, să vezi de fapt bucuria oamenilor în jurul sărbătorilor. Da, când îți ascultă... O, dar mai este, nu, sunt și câteva care sunt, care mă fac mie rău, știi? Mesajele care le primesc din străinătate, știi? Diaspora? Da, e acel absolut superb colind al celui fără de țară, da. Al lui Păunescu, da, care, da, da, fai da. De mine, ăla este de... Și când în preajma Crăciunului îl ascultă sărace ăștia românii de pe afară, bă, să vezi, Septimiu, cum mesajele cu lacrimi, adică este... Adrian Păunescu. Da, Adrian. Cum era? Era o forță. Insuportabil. Era o forță. Insuportabil, da. Era o forță. Eu am avut și marea bucurie să fiu în relații foarte bune cu el. Da, și... Și cununându-mă și botezându-mi copilul. Dar asta nu ne împiedica să nu ne certăm frecvent. Aveați și frecvent. Momente de... De dispută, clar. Da. Păi nu, gândește că eu am început cel cu flacăra. Și la continuată. Nu, el la început, da, eu am fost primul lui invitat, ca să zic așa. Bine, era în Slătineanu, 74, mai țin minte exact, 73 sau 74. Și era altfel, adică Cenacul Flacăra, era revista Flacăra și aici era un cerc de artiști, intelectuali, membri fondatori, înțelegi? Și avea loc o ședință la care Viorel Mărginean, de pildă, academicianul, își punea ultimele picturi pe perete, Dimov, Leon, poetul, sau Ion Alexandru cita ultimele poeme pe care le-a scris și se comentau și un tânăr, viitor poet, venea și citea cu poetii și începea o discuție. Cenacul se încheia cu un cântec cântat de Tudor Gheorghe. Și eu am cântat prima dată acolo, acolo este țara mea, da. Înțelegi, și neamul meu ce românesc, și după aia, mereu, mă chema, cântam, după aia am cântat Ursul dansează, Ursul românesc, care a fost, mai târziu a avut oareșcare probleme, și încet, încet, eu fiind actor la Craiova, jucam în spectacole și Păunescu dădea telefon la primul secretar să suspende spectacolul care are el Cenacul la București, înțelegi? Și am spus, nu se poate, adică... Să fii neapărat că ești fără tine spectacol. Și atunci am zis, ce să... Și am început să-i caut eu, că am dus... Eram în juriul, de pildă, la... Trubadurii Politehnicii se chema, un festival foarte interesant. Și atunci am văzut pe scenă Vali și Carmen. Am crezut că sunt fete și au venit doi băieți. Și au cântat și mi-au plăcut foarte tare. Unul dintre ei avea să devină Vali Sterian. Pe urmă eram în relații bune cu, mă rog, cu alții și așa am ajuns pe Hrușcă, eu l-am găsit în Maramureș, m-am dus în cânta, aveam un spectacol și Pruncuț Ardelean, directorul Casei de Cultură, îmi spune, Tarșu Tudor, zice, nu vă supărați, avem și noi un băiat aici, învățător,
poate înaintea spectacolului să se cânte și el două, trei colinde, că la noi știți, e tradiție. Da, domnule, se cânte, era bine, cânt eu mai puțin, zic, lasă să cânte el mai mult. Și aveam, stăteam cabina jos așa. Păi frate, și am auzit așa o chestie de mi s-a toaie picioarele. Nu se poate. Am urcat și l-am văzut pe Hrușcă. Slam, cu nas mare, o arătare și ceva de... M-am uitat la el, mă, ăsta așa cântă, ăsta. Dumnezeiește. M-am dus la Adrian și i-am spus, bă, e unul de fabulos. Să vină căutățe. A venit Hrușcă la... Tot așa. Mielul ăla cu unde duci tu mielule, tot așa. Păi și eu am ajuns, cum să spun, și clipa în care erau deja 3-4 acolo, bine, Hrușcă a venit mai târziu, dar Vintilă... S-o umpleau stadioanele. Nu, eu nu vorbesc de stadioane, eu vorbesc de sala aia de Slătinan, unde era 85. Și pe urmă, eu i-am cărat ușor pe fiecare, i-am recomandat ca să scap eu, să nu mai mă cheme pe mine. Așa s-a și întâmplat. Și după aia și-a luat avânt, după a ieșit din Sălița Mică, a început să fie în săl mai mari și după aia a început stadioane. Când a ieșit în săl mai mari, eu am zis pas. De ce? Nu m-a mai interesat. Adică e deja pornise, era show, era spectacol, eu aveam altceva, m-a dus de pildă la Burtică, era secretar al partidului, membru în birou executiv al CC-ului, Toașu Burtică, secretar cu propaganda. M-am despărțit prima dată de el, de Adrian. Și a spus, acesta este Tudor Gheorghe, cel care sabotează, conștient și voit, activitatea revoluționară a tineretului comunist din România. Și Burtică stau și Păunescu. Vă dați seama ce spuneți? Adică sabotează conștient și voit activitatea revoluționară a tineretului comunist din România. Pentru cuvintele astea, altădată, ne-am băgat oamenii în pușcărie serios de tot. Și atunci a rămas eu cu Burtică și m-a întrebat, Tașu Tudor, de ce? Și am spus, e foarte bine ce face Adrian, un lucru extraordinar. Dar eu fac și eu, la rândul meu, un lucru tot așa de important. Nu atât de mare, cum face la... De ce să fim toți într-un loc și să nu ne dispersăm, să fie alți și alții? Nu numai eu și el. Adică, Adrian era acaparator. Nu accepta, el voia să fie el și să aibă... Un taifun. Da, o de forță. Genial din punctul meu de vedere, genial. Am fost martor la cum putea să dicteze, mă, ce dicta poeziile, cum să spun. Eu credeam că l-am învățat până neapărat și să mă impresioneze pe mine. Eram dobitor total. Absolut fabulos personaj, absolut fabulos. Era greu de suportat însă. Foarte greu. Pe urmă m-am reîntors, am fost chemat la partid, că aia de la Europa Liberă au și zis că atât așteptam. Iată un artist conștient de cutare care nu se mai duce alături de Păunescu în spectacole propagandistice și m-au chemat și au zis, stai și zic, mai duceți-vă din când în când, să nu zic. Și aici, la mare, la Eforie, sau mai știu unde v-am întâlnit, eram și seara m-am dus și am fost... Iată, s-a întors din nou în mijlocul nostru acest fabulos, acest mare artist, Tudor Gheorghe. Primiți-l, vă rog, oameni buni, frumos. Avea, când vorbea Păunescu, era... Și cum erau, care era atmosfera de 1 mai, 23 august? De 1 mai, 23 august, în ce sens? Înainte de 1989, în contextul în care exista acest cenac cu flacăra, care introduceau anumită stare, s-adunau oameni pe stadion. Nu, să știi că n-avea legătură și la flacăra cu sărbătorile astea, nu. Cenacul cu flacăra era el o sărbătoare, tot ce se întâmpla acolo. Și a avut marele merit, cum să spun, că păi, ai văzut în emisiunile, că le-au mai dat niște pe la televiziune, da. Stadioane întregi care spuneau poezii, mă, care cântau. Versuri de calitate, adică erau, cum să spun... Privind acum cu alți ochi, în afară de propaganda care trebuia făcută, că asta era... Bine, el făcea, cum să spun. Erau și unele lucruri care, unele mesaje care nu țineau de propagandă. Da. Și din contră. Nu, pai de mine. Păi da, eu n-am cântat în cenacul flacăra prima dată, Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane, Radu Gir.
El vorbind despre Radu Gir în spectacol și spunând cum a fost, de ce a fost condamnat, ce n-a fost Radu Gir, așa în timpul cel mai greu. Asta înțelegi? Da. Nu, vreau să spun că Păunescu avea un lucru și de asta mă și tot mai iau așa din când în când, de câte un destul deștept, care spune, Păunescu, propagandistul. Dom'le, zic, ăsta a fost atât de deștept, încât ieri, și noi discutam și mi-a explicat. A folosit propaganda? Bă, cum să spun? Scria în flacăra, înțelegi? O pagină jumate de un poem de ăsta în care îl lăuda pe Ceaușescu de nu exista pe lume, înțelegi? Bă, îl făcea Dumnezeu, adică era ceva de când scria ăsta despre Ceaușescu, da, nebunia nu pe... Închidea gura după aia. Caută în toată opera lui, nu vei găsi o poezie despre el sau despre ea. Nu există. În cărțile lui nu există. Una singură există, pe care am și spus eu la un dat, la un moment dat, și care avea o strofă care era așa. Eu cânt conducătorul care știu și știe că sufletele noastre nu-s niște căi pustii, că spre avea o țară bogată, demnă, vie, sunt necesare fabrici și școli, nu pușcării. Vezi asta? Atât. Atât zice el despre conducător. În toată opera lui. Și eu știu pe din afară aproape. I-am făcut un spectacol întreg. Păi l-a scris cele mai dure poeme împotriva sistemului. Aia cu analfabeții care este ceva. Ce-ai de cap? O citești acum îngheți. Așa este. Și a fost interzisă. S-a scos, a publicat Andrei Țoiu în revista Familia la Oradea și toată revista a fost arsă. A doua zi dimineața. Nu. A ieșit o primă tranșă și pe urmă s-a scos imediat și s-a dat foc. O pagină întreagă acolo. Ba, criminal, adică era... Da, pe părțile astea nu se știu de el. Păi, aici e păcat. Da. Mai sunt puțini oameni care să spună povestea asta. Da, dar e păcat, cum să spun. Pentru că, vezi tu, noi avem acest obicei să judecăm nu artistul, fiecare om, tot omul a greșit odată sau de două ori. Asta e făcut firea umană, așa e făcut. Așa e făcut omul. Noi pe alea le punem în valoare, noi pe alea le arătăm. Nici de cum valoarea și calitățile extraordinare ce-a lăsat el în urmă. Înțelegi? Eu acum când am văzut că s-a găsit unul care să-l desfințeze pe Eminescu, să spună că avea bube, că se îmbăta, că... Ce mă interesează, măi, fraților? Lăsați-l, mă, imaginea din cartea de citire aia frumoasă, Luceafărul. Lăsați-mi-l. De ce simțiți nevoia să demitificați totul, să murdăriesc cu zoaie ce nu puteți voi să atingeți? De asta ar trebui, cum să spun, să avem această înțelepciune și această înțelegere. Dom'le, să apreciem Munca, calitatea, în primul rând, calitatea operei pe care o lasă un om. Nu incidentele care, sunt făcute, poate că sunt făcute cu cap. Unii au făcut-o cu cap. Uite, Păunescu a lăudat sistemul ca să poată să-și facă opera. Și să scoată în lumină, să pună în lumină... Atâtea lucruri esențiale, atâtea lucruri extraordinare, atâtea talente descoperite. Vezi, acum toți înjură, iar ne întoarcem la cântarea României. Sau Daciada. Păi mâncava sufletul. Lasă propaganda de acolo. Ce obțineai din Daciada? Ce performanțe sportive aveai? Când spunea marele halterofel Nicu Vlad, știi? Că el așa a fost descoperit. Da, căra mulți, niște, mulți, da, mulți. El căra niște pietroaie din asta și l-a văzut un profesor. Zice, uite, bă, cum se joacă cu pietroaiele. Cât sunt ai puși? 12 ani, vină cu acele. Da. Așa sunt, așa s-au găsit. Și atâtea talente în tot Diverdisul. Pe tot Diverdisul a pornit din cântarea României. Da. Vacanța mare. Eu le-am dat, bine, că eu, după aia s-au stricat. Dar de la început i-au fost senzaționali. În festivalul studențesc. În festivalul studențesc. De-abia făceam rost de casete cu Vacanța mare. Băi, da, fai de mine. Până să moară Dumnezeu să-l ierte, da. După aia... Bine, au luat un alt drum. Da, atunci erau...
lansările 93, 92, era... Și înainte, pentru că atunci am avut acces noi la ei. Ei erau studenți și la tăi l-am dat premieră, în juriu. Festivalele studențești, înțelegi? Divertis s-a făcut prima după pentru perioada post-revoluție. Da. Primul stand-up comedy. O, sigur că da. De și, de calitate. Și de bună calitate, da. Cu un umor foarte fin. Da. Foarte și fin. Foarte bun. Și foarte bun toți. Și curajoși. Da, sigur că da. Că Iliescu încă nu era obișnuit. Da. Cu... Da. Da. Adică și au creat generații. Tot sigur că da. Sigur că da. Sigur că da. Au creat generații. Da, vezi... Au știut, Divertis-ul a știut să folosească umorul ăla... Bine, erau și Tony Beat, foarte deștept, Tony Grecu, care era... După aia s-au diluat, s-au dus, s-au... Cine știe viața, i-a dus... O, sigur că da, sigur, ei vor rămâne fără doar și Pascu, Pascu, iar Dumnezeu să-l odihnească. Da, băiat admirabil și Ghiuri. E, astea au fost, cum să spun, și... mă uit acum la copiii ăștia care îmi plac foarte tare... Din Las Fierbinți. Multă lume în jură, știi? Nu, e atât de real. Ei sunt foarte buni. Și sunt talentați. Sunt să faci scenariul de 10 ani. Băi, sunt, 10 ani da, sunt foarte buni. Da. Fiecare pe rolul lui acolo. Că am avut o discuție cu Bobonete și i-am zis, băi, o să fie foarte greu pentru voi când veți intra în lumea teatrului după ce nu mai faceți chestia asta, că lumea nu o să vă mai vadă. Da, Vâncică o să fie... Păi, dar pe Vâncică săracul, ca și deștept și că de multe ori el a scris scenariul. Păi el scrie scenariul. Nu totdeauna, da. E unul dintre indivizii care... Excepțional. Toți, mă, sunt foarte buni. Cum să zic. Și primarul se joacă foarte bine. Și excepțional. Polițaiul, e criminal. Toți sunt foarte buni actori, adică este... Și îi urmăresc cu mare drag. Mai găsesc câte un super intelectual din ăsta, știi, estetul Lupește, care... Băi, te uiți la tâmpenii aia? Băi, sunteți caragioși. Eu mă uit, mă. Eu chiar mă uit și îmi face plăcere. Da. Am avut o discuție cu cineva și îmi spunea, dom'le, nu, iar de moment, tu nu știi cât de real e. Păi da, eu știu. Nu știi cât de real e. Păi da, ce spun băieții acolo... Ce îți fac băieții acolo e... Și știu să transmită mesaje. Da, da, bineînțeles. Da, dacă bineînțeles. Ești atent din când în când... Da, da, este exact ce trebuie, da. Cum să vede, să simte? Cum iubiți România? Neamul românesc. O vestu, eu am avut în drumurile mele prin străinătățuri, de multe ori am fost întrebat și rugat să rămân în străinătate. Și momit să rămân în străinătate. Eram în America prima dată, înainte de 89, și mă rugau, rămâi, domnule, aici, zice, suntem un milion de români care tânjim de dor de acasă, pentru că diaspora de atunci nu are nicio legătură cu diaspora de azi. Aia la care mă duceam eu, înainte de 89, când plecai din țară, stăiai toate legăturile. Gata, nu mai aveai țara, nu mai aveai mamă, nu mai aveai tată, nu mai aveai nimic. Erai paria, nu mai existai. Și ăștia, eu când mă duceam acolo, eu eram practic rădăcinile țării către ei. Nici nu le cântam. Septimii, eu nu le cântam acolo, este țara mea sau fie pâine, că suna propagandă. Era suficient să le cânt în română, să le cânt de dor, de dragoste, de părinți, de iubite, de câmp, de bătătură, de... Înțelegi? Și asta îi zăpăcea total. Și mă rugau, rămâi, Doamne, ne faci liniște, ne faci sufletele să mai trăim omenește și noi în vacarmul ăsta american. Suntem un milion și cu noi de aici și cu ea din Canada. Și eu am zis, Doamne, de când sunt aici, m-ați învățat să apreciez cifric, să judec așa. Un milion sunteți? Amărâți sunt, nea Tudori, necăjiți, avem nevoie. Doamne, știu eu un loc undeva în Europa, unde sunt 20 ceva de milioane. Atât eram pe vremea aia, 20-21 de milioane. Și eu i-am râs, răi de mama noastră. Bă, cum să dau eu 21 de milioane pe un milion? Una la mână. Doi la mână, vă informez cu toată condescendența și dragostea, că din punctul meu de vedere,
osia lumii trece prin piciorul stâng al mamii și pe mama o doare piciorul stâng. Înțelegeți? Mă duc să o liniștesc. Am avut, cum să spun, tot timpul... Sunt un om foarte echilibrat. Sunt un om care... Sunt cu nervii foarte bine. Un om care pune capul jos și adoarme câteva minute. Nicio problemă. Când sunt în străinătate și stau mai mult de 2 săptămâni de zile, nu mai pot să dorm. Este primul semn, nu știu, este primul semn că trebuie să mă întorc acasă. A trebuit să stau și câte o lună de zile și ultimele, asta a fost cea mai lungă perioadă, o lună și ceva. Odată în Franța și odată în America. Nu știu, se întâmplă ceva, asta este barometru. Dacă am depășit și nu mai pot să dorm, gata, acasă repede. Nu am somn în altă parte. Și țara asta, că de asta m-a întrebat, cum să spun, să nu fac, eu știu, aceleași vorbe care s-au tocit, vezi că te și ferești acum, sau, pentru că s-au tocit cuvintele astea și ți-e teamă, știi, să mai spui că îți iubești țara, că ce aia. Nu mai sună bine, știi? De ce o iubești? Păi și atunci, că aveam, cum era poezia, vai de mine, să fac o paranteză, dar merită. Știi că în clasa întâi, așa ne spuneau la școală, frumoasă este, pe prima pagină, frumoasă este țara noastră, plină de bogății este subsolul ei, pământul patriei e plin de păduri, munții patriei sunt lanul, câmpiile noastre sunt cu tare și câtă bogăție era în țara noastră, da? Am fost în Japonia. Cum încep pe aia? Suntem cea mai nenorocită, cea mai săracă țară din lume, n-avem nimic. Singura noastră bogăție este inteligența și puterea de muncă. Acum stau să mă gândesc, bogățiile țării mele nu prea mai sunt. Că s-au dus, că trece vremea și se duc și resursele astea. Ba pe aici, ba pe acolo, ele se mai disipează, știi, se mai, că e fire să fie așa. Dar noi am rămas cu mentalitatea că avem de toate și nu trebuie, ne dă Dumnezeu. Dar tot românul zice, Dumnezeu ești de frumos. Bă, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă. Mintea românului cea de pe urmă. Da, e adevărat, e adevărat. Și de asta, adică pentru mine am un sentiment față de această țară, a individului care nu poate să doarmă în altă parte decât la el acasă. Frumos. În călătoria dumneavoastră prin țară, ce poveste v-a rămas așa în minte, veselă povestea, v-a rămas așa vie în minte, ce v-a impresionat? Că ați bătut țara asta în lung și în lung. Doamne! Păi nu există să n-am din fiecare. Sunt unele frumoase. De pildă, a venit la mine un moț la Brud, înainte de 89. Absolut senzațional, îmbrăcat într-un costum popular de ăsta de moț, înțelegi? Mai întâi a venit o fetiță cu o sticlă de țuică de-a lor, de palincă, da? Cu tricolorul legat la gât și zice, m-a trimis bătul să vă dau asta, bătul bunicu. Păi, dar el de ce nu vine? Au zis că e prebătrân și e jenă și urât să vină în fața dumitale. Spune că l-aștept aici. Păi și l-am așteptat. După ce termina spectacolul, l-am așteptat. Și a venit moșul la mine. Parcă era Ștefan cel Mare. Cu plete, înțeleg, cu stăți albe, cu plete, cu baston, îmbrăcat frumos. Uitat așa mult la mine, drept în ochi, a zis, mulțumesc, Doamne Tudore, că ne-ai cântat toată tristețea. Da. Toată jalea. Bă, adică, superb, adică niște de-astea, replici din astea pe care le ții minte, vezi? Tot umblând prin țară. Am multe. De fiecare loc din țara asta mă leagă câte o amintire. Și de Constanța asta, cum să spună, prietenii ăștia mei extraordinari, pe care mulți nu-i mai am, mulți s-au prăpădiseră. Dar asta a fost, era Nea Sandu Rizu, cum să spun, doamna Rizu, care a fost profesoară excepțională la Pavel, Valentin, pe urmă
Dumitrache, Nelu, cu care sunt în relații foarte bune, prietenul de Borceanu, oameni de ăștia cu care mi-e drag să mă întâlnesc în Dobrogea, în Dobrogea asta și să mai stăm din când în când de vorbă. Pentru că vezi tu, dacă nu, dacă, cum este, dacă nu-ți lași de locul de bună ziua, nu e bine. Și noi stăm de vorbă, ne mai povestim, mai trece vremea și amărăciunile. Și mi-e drag să vin de fiecare dată când vin în Dobrogea, și cu spectacole și fără spectacole. Îmi place să mă duc, îmi place să bântui și mi-e drag. Ați fost în Dobrogea Continentală? Da. Da? Da. Ce a fost? Mie îmi plac peisajele, culorile sunt fenomenale. Mă, sigur că... bine, că eu sunt, cum să spun, obsedat de culorile astea, știi, și de munții ăștia hersinici pe care, resturile astea de munți care sunt colinare, așa, și sunt strani, dar, cum să spun, mi este și drag și mă opresc de fiecare dată ca un prost, înainte de talii verde, să văd lanurile alea întinse de vuvuitoarele astea, de da. Lanul de eoliene, știi? Stau și să mă uit, mă relaxează și văd, uite, bă, frate, ce frumos ești. Când mergi, dacă pleci de la Constanța spre Tulcea, primăvara, vezi o dinamică a culorilor care păi se schimbă. Eu de ce spun că eu ți-am spus deja de talii verde, știi că pe acolo am trecut. Și dacă pleci de la două cantoane stânga și te duci într-un sat, care se numește Camena. Da, o știu. Și treci de partea de case, te duci așa spre câmp, e un peisaj deosebit. Cu verde, cu roșu, cu siliciu, cu... Cu griu ăla. Cu gri, cu... Da. Extra... Nu poți să-l descrii. Soarele care apune sau da. Soarele care răsare. Deci eu... Nu, dar eu astă toamnă am trecut și eram cu fiul meu și zic, bă, tu ai acasă două drone. Fiul meu chiar are. Nu mai plecăm fără o dronă din asta la noi. Are toate aprobările oficiale, știi, să le înalțe, dar până la anume înălțime da. Și nu în oraș, adică nu... Da, unde ai zona asta, băi, e păcat de Dumnezeu, zic, data viitoare când venim, neapărat ne oprim aici, o săltăm și vedem toată frumusețea asta de culoare. Haideți să facem așa, mergem în vară când veniți, mergem pe canal, pe canalul... Mergem pe partea asta, mergem la monument, vedem monumentul, o să vă impresioneze monumentul. Și apoi o să, dacă vreți să vedeți un lucru foarte interesant, există, românii au făcut niște mobile care sunt puse în linie când te uiți așa, pe o anumită linie când te uiți de sus și acolo erau urcate tunurile. Și au rămas și... Cazematele alea, în fel. Nu, sunt niște mobile de pământ pe care urcau tunurile care stau mai urcă. Sus. Și aveau și au rămas și gropile unde țineau muniție. Foarte interesant, foarte, foarte interesant. Da, e adevărat. Dacă mergem la coada lacului, mai sunt niște... Apropo de asta, mi-ai spus că în fiecare dimineață mă duceam spre Eforie. Da. Și tu mi-ai spus, luați-o și în partea asta. Splendid. Adică de la grădina botanică și până încolo... Splendid. Absolut minunat. Splendid. Am făcut niște fotografii, le-am trimis acasă și am spus uite bă, că se pot face lucrurile astea. S-a renovat teatrul de vară. Teatrul de vară din Techie. Da, da, știu. S-a pus și bustul Jean Constantin și lângă s-a făcut o bibliotecă. E un lucru important. Și sper ca în următoarea perioadă, din discuțiile cu domnul primar, am înțeles că asta e strategia lui, să scoată în evidență și moștenirea culturală a Techirghiorului, care nu e mică. Și se va axa în următorul mandat pentru acest lucru. Casa lui Eliade. Da. Sunt lucruri pe care le poți scoate în evidență și să pui Techirghiorul și pe harta culturii românești. Acolo păi ar fi păcat. Adică ar fi... Și aici ar trebui Techirghiorul, din punctul meu de vedere, ar trebui valorificat mai mult potențialul cultural pe care îl are prin diversitatea etnică. Da. Asta ar trebui, cum să spun, păi e păcat. Mănăstire? Da. De rit ortodox. Mănăstire de rit catolic. Giamie.
Eu cred că da. E important. Păi sigur că da, sigur că da. Și vedeți că se înțeleg ăștia românii ăștia între ei, fie că sunt de o etnie aia, de aia, ei se înțeleg în toată lumea, asta e mare lucru, mare lucru. Bine, dragule, ce mai poți să mă întrebi? Eu pot să vă întreb următorul lucru, tot o întrebare de la cineva, de la un prieten. La un moment dat a existat percepția că a statonat un pic cu politica. Nu în sensul că ați făcut-o, ci că a statonat. Da. Că ați avut, ați vrut să transmiteți un mesaj. Întrebarea era, pe care mi-a adresat-o prietenul, ați reușit să transmiteți mesajul ăla, rezultatul pe care... Nu, eu mesajul l-am transmis, nu știu dacă a fost receptat de cei care trebuiau să-l recepteze. Și apropo de politică, vreau să spun un lucru. Ce mă îngrijorează cel mai tare? La clasa politică românească. Da. Acum am avut revelația la acest sfârșit de an, la Revelion. Domnule, tu ca parlamentar român, tu trebuie să ai o anume demnitate și o anume ținută și morală, și etică, și profesională. Pentru că ești alesul unor oameni și îi reprezinți undeva. Deci ținuta ta, conduita ta trebuie să fie impecabilă. Tu n-ai voie să te amesteci cu lucrurile care nu sunt din spațiul tău, n-ai voie să te compromiți în gesturi subculturale. Eu când am văzut oameni la care țineam, oameni pe care i-am apreciat, ca indivizi, cum să spun, i-am auzit vorbind, având un discurs politic interesant și coerent, oameni cu greutate, când i-am văzut prostituindu-se în spectacole televizate de folclor amestecat cu manele, cu tot felul ei cântând de lângă, am zis, Doamne, nu pot, nu se poate așa ceva. Ei nu au voie să facă așa ceva. Așa este. Nu au voie să facă așa ceva. Lasă-i să se scălâmbă alții. Slavă Domnului că sunt destui indivizi circărei și care vor să se facă de râs. Să se facă, dar tu ca parlamentar român n-ai voie. Corect. Tu n-ai voie. Tu trebuie să-ți păstrezi această ținută. Și să asta vreau să spun. Te rog frumos să transmiți colegilor dumitale îndemnul politic pentru că aici eu dacă aș intra în politică, cum să spun, ceea ce n-am timp. Pentru că aș vrut, la un moment dat, înțelegi, să sprijin, să fiu alături de o categorie de oameni care, să folosesc expresia deja folosită prea des, de bine, știi? Oameni de bine. Dar mi-am dat seama că gestul meu de a face actul cultural pe care îl fac și îl propovăduiesc, slavă Domnului, cu succes în această țară, e mult mai important. Fiind, intrând în politică, vrând nevrând, aș fi fost catalogat și inclus într-o categorie, la o categorie de oameni. Ori așa, eu sunt individul care mă adresez tuturor, eu am relațiile excepționale și cu absolut toate categoriile. Și mesajul ajunge peste tot. Și mesajul ajunge curat, peste tot. Exact cum și trebuie. Nealterat. Și nealterat. Care e greșeala pe care noi n-ar trebui să o repetăm? Noi n-ar trebui să uităm foarte repede prin ce am trecut. Adică faptul că noi am rămas robi ai mitului meșterului Manole. Faptul că nu acceptăm că adversarii noștri, dacă facă un lucru bun, noi nu putem să-l ducem mai departe și trebuie să-l demolăm. Vezi, s-a făcut un sacrificiu să fie acea mănăstire, legenda așa spune. S-a pus meșterul Manole ziua ce zidea, noaptea să dărâma. E, și ca să nu se dărâme, a zidit-o pe Ana. Vezi tu, noi vine un partid și vine cu un program, unde sunt lucruri foarte bune, foarte bune, pentru bunul mers al acestei țări. Și vine alt partid la putere și zice, nu, facem noi. Dacă e ceva bun acolo, continuă. De ce să nu continui? Continuă. E foarte important să poți să continui. Da, e adevărat. Îți trebuie și o anume tărie. Tărie. Îți trebuie o forță, da. O tărie. Să poți să recunoști. Când altul face un lucru mai bun, de ce să nu-i spui? Așa cum îi zic, mă, Septime, e omenesc. Sentimentul de invidie este al omului. Eu nu pot să spun că atunci când văd un actor jucând dumnezeiește, nu sunt invidios. Sunt invidios. Sunt invidios că n-am făcut eu
mai bine decât el. Dar asta mă, cum să spun, nu-l urăsc pentru asta. Îl apreciez. Îl apreciez, îl invidiez, dar, cum să spun, nu mă o să-i dau un cap că a făcut chestia aia ca să nu mai fie el, să fiu eu. Nu, 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 nu. Încerc să fac data viitoare mai bine decât a făcut el. Deci, când noi vom ajunge să trecem peste pragul ăsta, mărunt, mic, cum să spun, al invidiei meschine, atunci probabil că o să facem un pas foarte mare. Cred că e mai periculos decât invidie, cred că e orgol. Da. Ai dreptate. Cât e mai periculos, da. Orgoliu. Orgoliu. E când vom începe să depășim orgoliul ăsta. Apropo de orgoliu, faceți un spectacol, următorul spectacol despre Tudor Arghezi. Da. Tudor Arghezi a fost un om care e un om fascinant. A fost diacon, dacă nu mă înșel. A fost călugăr întâi. A fost călugăr, apoi diacon. Da, stai puțin, să nu uităm o chestie. A fost călugăr, a lăsat gravid o profesoară, are un copil din Flori, l-au dat afară din călugărie, l-au făcut diacon, a plecat la Paris să-și recunoască copilul. Ceea ce a ajuns la Geneva. Da, da, s-a dus și s-a angajat să facă ceasuri la o ceasornicărie capace de ceasuri. Adică s-a dus la Geneva, a dus în Anglia, adică a avut o viață absolut senzațională. Dar el a avut un conflict intern, pe care, cum a spus dumneavoastră, acum toată lumea îl interpretează. A avut un conflict intern în legătură cu Dumnezeu. Categoric. În relația lui cu Dumnezeu. Da. Eu vreau să vă întreb acum un lucru din tot sufletul meu. Pentru dumneavoastră, care e cea mai puternică rugăciune pe care dumneavoastră o spuneți? Doamne, dă-mi curajul să rămân ce sunt.